465 este o cifră enormă atunci când vorbim de piesele unei colecții, iar dacă obiectele adunate sunt vechi și rare, atunci e clar, putem pune problema înscrierii în Cartea Recordurilor. Peter Schuller, proprietarul tuturor acestor sute de ticlezaie, a fost acum câțiva ani pe punctul de a intra în renumita culegere de fapte unice în lume. Pe atunci avea doar 350 de fiare vechi de călcat, pe care le-a expus la Muzeul Etnografic. Am avut un grup de francezi care mi-au dat recomandări, că am vrut să intru în Cartea Recordurilor, dar domnule de la Cartea Recordurilor mi-au răspuns că colecția mea trebuie altfel structurată, nu știu cum, și atunci am zis că și așa e bine, să o țin aici. Sunt mai multe modele, dar nu ies din teparul unui ticlăzău. Sunt cu mânere rotunde și cu mânere drepte, da? Cele mai valoroase, spun colecționare, sunt acestea cu cocoș. Sunt și cu bilă numai, dar sunt și cu cap de om, vezi cum este acesta. Pare ciudat pentru un om care a lucrat în învățământ și apoi în amenajarea spațiului verde să nutrească o pasiune pentru asemenea obiecte vechi, grele și inutile în zilele noastre. Dar Peter Schuller a prins drag de ticlezaie când le-a descoperit latura plastică și decorativă. Fere de călcat pentru fetițe. Deosebit de drăguț. Uite asta ce drăguț este. Are chiar în spate un metal care se încingea, se introducea înapoi și se încălzea foarte tare acest fier de călcat și cu acesta fetița își călca hainele de păpuș. Fiere deosebite sunt aceste două, sunt din Oltenia, cu hornoi, vezi ce interesante. Are horn deosebit, am numai două bucăți, este acesta, sunt fiere de călcat care provin de la evrei. Dacă vrei să vezi, aici așa se vede și steaua evrească, vezi acolo. Două dintre piesele colecției au peste un secol și jumătate, iar majoritatea depășesc vechimea de 50 de ani. Nu li se vede vârsta pentru că posesorul le îngrijește ca pe ochii din cap. Le curăță, le tratează cu ulei ars și le ține la loc de cinste. În niciun caz nu se va opri aici. Va aduna în continuare fiare vechi de călcat de la toți cei care îi oferă, fie că provin de la centrele de colectare a fierului vechi sau din gospodării țărănești. De altfel, ne îndeamnă pe toți să nu dăm cu piciorul acestor pasiuni care ne bucură sufletul, fiindcă sunt un motor care ne animă viața.